Mă întreabă multă lume, mulți tineri, cum Tudor ai avut succes sau... dar eu sunt ca să e o întrebare ironică, știi? Și le spun, zic, uite, cam spre exemplu, stăteam până la 10-12, dormeam, pe urmă trezeam, munceam 2 ore, mă duceam la distracție și veneam înapoi acasă. Și vine așa, depinde de noroc. Ieri m-am trezit la 5:30, am sunat muncitorii să vină la lucru, de obicei le dăm doar câte un apel și își dau seama că noi sunăm. Vin la lucru, le pregătesc tara, adică practic nu reușim să bem o cafea sau să stăm la masă. Începem cu culesul, evident că coordonez lucrurile, pentru că dacă n-aș fi eu alături de ei, nu s-ar face atât de calitativ. Pun postări pe anunțuri, că până la final, când culegem noi zmeura, deja am comenzile care trebuie să le duc. Asta e visul meu, știi? Și nu e visul meu ca... Nu te la extern, n-am credere 4 ani, 5, 6, poate. Știi, muncitorii mei întotdeauna când intram în sală, spuneau că vine soacra. Cus că numai tu vezi tot și murdar, tot pe aici, tot unde nu-i făcut curat. Și nu eram de felul meu așa, dar lumea cumva să iei în cap în momentul când îi dădem voie odată să-mi fac sau ceva, știi? Majoritatea cunoscuților mei sunt oameni de afaceri, dar oamenii de afaceri în realitate care au construit singuri, totdeauna au venit cu un mesaj bun, cu un sfat bun și mi-au spus și de pierderile lor și căderile lor. Hai să zic, niciodată veniturile mele încă nu au fost mai mari ca necesitățile mele. Și asta mult m-a deranjat și asta a fost speranța mea de câțiva ani de zile, că o să ajung într-un timp în care veniturile mele cumva o să-mi acopere anumite cheltuieli. Noi avem o senzație, care mi-am dat seama foarte târziu, că ne amăgim cu 2-3 abonamente și cu 2-3 oameni și o să credem că o să fie asta mereu. Dar în momentul când fac un show de 1000 și ceva de euro sau, spre exemplu, perioada de vară care trebuie să întrețin țara din buzunarul meu, atunci dă peste cap toate speranțele cele care le avem noi de 20-30 clienți pe sezon. Sunt foarte îndrăzneț, adică calitatea asta mult m-a făcut să lucrez cu oamenii, să învăț, nimic nu m-am temut, nu m-am temut de un om mai mare, nu m-am temut de o provocare, de o problemă, nu m-am temut de o sărăcie, pentru că le-am știut din viața mea și din caracterul meu de tânăr, a fost foarte, hai să zic, mereu în căutare de ceva, altceva, pentru că eram în sat și doream să ajung ceva sus. Și cred că un imbolt foarte mare este că am stat, n-am vrut să fiu ca toți, adică am vrut să fiu o personalitate, am vrut să ajung să fac ceva în țara asta, pentru că am un principiu, nu avem dreptul, eu cred pentru mine și pentru familia mea așa condiții va fi, nu avem dreptul să trăim viața asta pur și simplu.